Survivor al Star să ține pe telespectatori cu ochii lipiți de micile ecrane. De-a lungul edițiilor, aceștia au ocazia să-i vadă pe concurenți în diverse ipostaze și relații sociale. De altfel, observă și mici detalii legate de taberele lor. De exemplu, Sorin Pușcașu inscripționează pe o tabliță din baracă anumite cifre. Ce reprezintă, de fapt, aceste date, emisiunea Survivor al Star să ține pe telespectatori cu sufletele la gură la fiecare ediție parcursă. De altfel, la fiecare episod urmărit, fanii show-ului filmat în Republica Dominicană pot observa concurenții în diverse ipostaze, dar și interacțiuni. Printre altele, se pot observa și diverse comportamente în tabere. Ce fac participanții, ce aspect cauzează conflict între ei, dar și modul în care își împart sarcinile la baracă, printre toate aceste aspecte, există și concurenți care nu renunță la anumite tabieturi sau care și-au format unele noi. Unul dintre acestea au scos la suprafață, însă, un detaliu important referitor la modul în care se derulează show-ul de la ProTV. Cu toate că producătorii au lăsat de înțeles că nu este așa, există o diferență uriașă între momentul în care s-a filmat Survivor al Stars și momentul difuzării show-ului pe ProTV. Aspect regăsit în inscripțiile concurentului Sorin Pușcașu, ce înseamnă, de fapt, cifrele scrise de Sorin în baracă. La Survivor al Stars, la o privire mai atentă a imaginilor, se va putea observa un detaliu foarte interesant. Un detaliu pe care, cel mai probabil, nu toți telespectatorii l-au văzut. Ce reprezintă, de fapt, cifrele inscripționate de concurent? Mai exact, este vorba despre o lună și jumătate, lucru pe care l-am aflat din calendarul lui Sorin Pușcașu, inscripționat în baracă. Imaginile au fost difuzate în episodul de marți seara, 23 aprilie, dar din ceea ce a scris fostul războinic, data reală este 14 martie.